Omenirea până la potop. Adam și Eva au trăit pe pământ câteva sute de ani, plângându-și greșeala și neascultarea lor față de Dumnezeu. Ei au avut mai mulți copii, primii doi fiind Abel și Cain. Abel era păstor de oi, iar Cain era lucrător al pământului. Abel era blând și ascultător, iar Cain era rău și invidios. Într-o zi, ei au adus jertfă lui Dumnezeu din roadele muncii lor. Abel a adus cel mai frumos miel din turma sa de oi. Cain a adus și el ceva din roadele pământului, însă darul său nu a fost primit de Dumnezeu, pentru că nu a fost adus din toată inima. Diavolul i-a întunecat mintea lui Cain și invidia l-a făcut să-l ucidă pe Abel. Dumnezeu s-a întristat pentru greșeala lui Cain și l-a pedepsit, spunându-i că toată viața lui va fi plină de tulburare și de întristare și va fi lipsit de binecuvântarea cerului. Odată cu trecerea anilor, oamenii s-au înmulțit, însă ei s-au îndepărtat tot mai mult de Dumnezeu, căruia nu i se mai închinau și nu i se mai rugau, așa cum au făcut-o strămoșilor Adam și Eva. Văzând Dumnezeu necredința și răutatea oamenilor, a hotărât să șteargă viața de pe pământ și să trimită potop de apă. Pe pământ exista un om cu numele Noe, care era drept și credincios, și de aceea Dumnezeu a hotărât să-l salveze de la moarte, pe el și pe cei ai casei sale. I-a poruncit să construiască o corabie mare în care să intre câte o pereche din toate speciile de păsări, animale, viețuitoare din apă și din toate târătoarele pământului, precum și hrană îndestulătoare pentru fiecare. Porunca lui Dumnezeu a fost ascultată de Noe și după ce a urcat în corabie, a plouat neîncetat 40 de zile și 40 de nopți, astfel încât pământul a fost acoperit și toți oamenii și toate viețuitoarele s-au înnecat. Corabia lui Noe a plutit pe apă și s-a oprit apoi pe muntele Ararat, cel mai înalt munte. Abia după 40 de zile, când apele s-au retras, Noe a deschis ușile corabiei și au coborât cei din familia lui și toate speciile de păsări și animale. Noe, împreună cu familia lui, i-au adus jertfă de mulțumire lui Dumnezeu pentru că le-a salvat viața. Dumnezeu a primit darurile aduse de Noe și a făcut cu el legământ că nu va mai șterge viața de pe pământ prin potop de apă.
Semnul acestui legământ este curcubeul de pe cer.